Trisătura de viața și corpul pe care le ai, iată ce trebuie să faci în primul rând. Oprește-te din criticat și din judecat tot ce este în jur. Nu te mai plânge. Știu că o să mă înjure mulți și îmi pare rău că te scot din zona de confort. Nu te obligă totuși nimeni să mă asculți. Poți să sar peste videourile mele dacă sunt prea realistă pentru tine. A fost așa. Mă plângeam permanent că nu am viața pe care mi-o doresc, că nu am corpul pe care mi-l doresc. Și așteptam să vină altcineva să mi le facă, așa cum vreau eu. Până mi-a zis cineva, dacă nu-ți convine cum trăiești acum, ce te împiedică să faci ceva diferit începând de azi? Am fost în șoc întâi. Apoi am devenit furioasă. Cine e această persoană să-mi spună mie așa ceva? Ce e această persoană despre viața mea? Și cunoașteți discursul că sigur l-ați trecut și voi prin ea. Sau poate chiar treceți acum când mă ascultați pe mine. Apoi am venit cu justificările de rigoare. De ce nu pot să fac eu ceva diferit și aștept să facă altcineva? Și în timp ce mă justificam, am realizat că ideea de la care plecau toate justificările era că eu nu pot. Și în spatele acestui nu pot, sunt prea mică să produc o diferență în viața mea, în corpul meu. Și atunci mi-am dat seama că am nevoie să cresc ca să trăiesc viața pe care mi-o doresc. Pentru că altfel, din poziția de copil, pot doar să aștept ca adulții din viața mea să mă ia și pe mine în calcul cu nevoile mele sau să continue să facă cum cred ei, nu cum am eu nevoie legat de viața mea. Am realizat că trebuie să devin o persoană nouă, să evoluez în fiecare zi, indiferent cât de îngrositor, de obositor mi s-ar părea să fac asta, și fără să mă opresc din această schimbare. Vrei o viață faină? Vrei un corp fain? Se cere să crești. Se cere să-ți asumi ceea ce-ți dorești și să acționezi în direcția aceea. Și poți să o faci doar din poziția de adult. Sunt Elena Paula Știbei și te susțin să-ți transformi corpul și viața ca să te bucuri de toate. Mă găsești pe căilevindecării.ro. Spor în toate cu inspirație.